dacă îți dorești o locuință nouă, trebuie să te grăbești de vrei să o cumperi la mai ieftin. De la 1 ianuarie, TVA pentru imobilele de până în 120.000 de euro va fi majorat cu 4%. Creșterea TVA la locuințele noi de până la 120 de metri pătrați, care valorează până în 120.000 de euro, face parte din pachetul fiscal gândit de guvern pentru a aduce mai mulți bani la buget. Acest apartament din nordul capitalei are două camere și este listat la 105.000 de euro plus TVA, adică undeva la 110.000 de euro dacă este achiziționat până la finalul anului. De la 1 ianuarie însă, aceeași locuință, după aplicarea noii cote de TVA, va costa 114.500 de euro. Viitorii proprietari nu vor să piardă nici timpul și nici banii. Este și cazul lui Gabriel și al Alexandrei, care se grăbesc să-și găsească locuința anul acesta. În funcție de ceea ce găsim, bloc nou, vechi sau casă, dacă găsim ce ne trebuie și ce ne mulțumește, putem să-l achiziționăm în cel mai scurt timp. Interesul crescut se vede și în datele de la cadastru. În luna octombrie a acestui an, la nivelul României, s-au achiziționat 64.000 de imobile, cu 8.000 mai multe decât în septembrie, iar în noiembrie cererea de evaluare a crescut cu 30%. Există o creștere de 30% pentru persoanele interesate, adică pentru cei care pornesc primele discuții. Pentru plata avansului de 30%, oamenii pot să economisească până la 5.000 de euro, având în vedere această modificare de TVA. Analiștii fiscali spun că cei care au semnat contractele în 2021 sau 2022, de exemplu, dar nu vor intra până la sfârșitul anului în posesia apartamentelor, vor plăti la fel ca cei care devin proprietari anul viitor. Ar fi trebuit spus că pentru toate antecontractele semnate înainte de 31 decembrie 2023 se aplică cota în vigoare la data semnării antecontractului. Sunt curios să văd ce se va întâmpla cu proiectele terminate, dar care nu pot fi finalizate din cauza că primăriile întârzie semnarea recepțiilor la lucrări. Sunt probleme mari, în special în București. Nu doar majorarea TVA-ului i-a grăbit pe români să devină proprietari. Un alt factor care a contribuit la creșterea numărului total de vânzări în această perioadă au fost ofertele băncilor în ceea ce privește acordarea de credite ipotecare cu dobânzi fixe de sub 6%, o valoare mai mică decât IRCC-ul. Iar în luna septembrie, creditele ipotecare noi au urcat la 3,1 miliarde de lei, cel mai mult din ultimii 16 ani.